Алексеевич и Эммануил Денстрашевич. Корейский скрисла Даниил, который устрозичи версет в 32. Дар ача один попор, который вор кунашки по Думнезеу лор, вор рамыне тар, и вор паче мар минут. Поэзия, которую дорец уречит, ну, есть о поэзии, не мая речитата, дар есть о поэзии трейда. Sunt o mamă a 9 copii, dintre care 6 am în Belgia, 2 în Canada și una mai este cu voi acasă. Rugă pentru fii. Avem copii și atât ne bucurăm, îi creștem cât putem și noi mai bine. De tensiuni, de lipsuri, de curțări. Să aibă o viață așa cum se cuvine. Tot ce e mai bun pe masă e pentru ei. Deși ne-i greu, ei masă nouă goală. Le dăruim din anii cei mai frumoși, zidim în ei a noastră tinerețe, ne bucurăm să crească sănătoși și înspre Dumnezeu le dăm cuvinte. Cu nume dragi adesea îi alintăm și ne înțelegem fără de cuvinte, genunchii împreună îi plecăm, rugându-ne cerescului Părinte, să pună în ei dumnezeiesc al Toi, ce pentru veșnicie să rădească, să nască a doua oară, nu din noi, și din voința lui dumnezeiască. Apoi îi dăm la școală pe copii să ajungă bine, să învețe carte și tot la școli, apoi la meserii, copiii noștri îi se duc departe. Și uită ochii mamei cei trudiți, și uită sărutarea aspra tatei, dar vai, țin minte de-au fost pedepsiți pentru neascultare sau păcate. Și când cresc mari copiii ascuns, trăiesc cum nu i-am învățat vreodată, nu se sfiesc să pună în răspuns greșeli ce le-au vânat viața toată. Adevărat, răsplată n-așteptăm de la copii, dar tot tânjim codată să vie clipa când să-i auzim cerându-se iertare înlăcrămată și îngenunchind alături de noi să ne rugăm din nou ca altă dată, sculându-se din rugăciune noi cu viața pentru Domnul consacrată, dar clipa întârzie. Și zdrobiți părinții pentru fii stau în picioare, în genunchind ei singur umiliți, cer Domnului în locul lor iertare. O, zidul cel dintre părinți și fii, dărâna-l, Doamne, cât e cu putință, că nu e altă cale spre vecii, decât un plâns amar și adâncă pocăință. Deci nu e un Dumnezeu să ceară să fim sfinți și un Dumnezeu să îngăduie păcatul. Un Domn mai demodat pentru părinți, chiar pentru fii în firea lor în altul. Și dacă se întețește pe pământ prăpastia între aceste generații, să nu se facă aceasta în locul sfânt, acolo unde se adună frații. Destule lovituri avem de sus, de jos și adesea din afară. Lasă ca în cortul Domnului Hristos să fie armonia cea mai rară. După cum unul este cel ce ne-a împăcat cu Domnul, cu Dumnezeu prin mare suferință, să fim și noi asemenea unui lup ce îl modelează o singură dorință. Și când se va întâmpla ce așteptăm, să vii din nou în slavă și mărire, ridică-ne împreună, te rugăm, părinți și fii, în veșnica unire. Amin. Amin.